Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiecte ale ediției. Fostul șef interimar al Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc, și-a dat demisia, iar cererea lui a fost aprobată de către Dumitru Robu, procurorul general interimar. Europarlamentarii Eugen Tomac și Rareș Bogdan dau asigurări că România nu va abandona Republica Moldova în plină criză energetică și va livra cantități importante de păcură. 9 pacienți din România infectați cu SARS-CoV-2 au fost transferați în Ungaria, cei mai mulți dintre ei au fost aduși în stare gravă de la București. Magistrații Curții de Apel Chișinău vor decide astăzi dacă procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu va rămâne în arest la domiciliu sau în penitenciar. Ședința de judecată a început la ora 13, iar colega noastră Olga Sarivan este acolo și ne oferă detalii. Olga, bună ziua, te ascultăm! În fața Curții de Apel Chișinău are loc o acțiune de protest în susținerea lui Stoianoglu, prin care se cere eliberarea acestuia. Magistrații urmează să analizeze recursul procurorului Victor Furtună, care a contestat sentința judecătoriei Chișinău, prin care s-a decis arestarea la domiciliu a lui Alexandru Stoianoglu. Procurorul spune că dacă Stoianoglu este pus în libertate, există riscul să influențeze ancheta, iar acuzarea nu poate administra probe. Totodată se va examina și recursul avocaților procurorului general suspendat, care cere eliberarea acestuia. Alexandru Stoianoglu a primit mandat de arestare preventiv pe 8 octombrie pentru o perioadă de 30 de zile. Lui sunt imputate 5 capete de acuzare, printre care și modificarea cadrului legal prin care a facilitat implementarea unei scheme infracționale de spalare a banilor în proporții deosebit de mari. Olga, îți mulțumesc. Fostul șef interimar al Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc, și-a dat miercuri demisia. Ofițerul de presă al instituției a anunțat că cererea lui a fost semnată de către Dumitru Robu, procurorul general interimar. Din 10 decembrie 2019, Gavajuc a fost șef interimar al Procuraturii Anticorupție până în luna iunie 2021, când a fost înlocuit cu Adrian Bordianu. Ulterior, Gavajuc a fost reîncadrat în postul de șef adjunct interimar al Serviciului Nord al Procuraturii Anticorupție. Fostul viceministru al afacerilor interne, Ion Țurcan, ar putea rămâne fără o parte din avere. Autoritatea Națională de Integritate a identificat o diferență de 390.000 de lei între veniturile reale și averea deținută de acesta. Controlul averii a fost inițiat în aprilie 2021, după ce ANI s-a autosesizat din presă despre o casă a fostului viceministru scoasă în vânzare. Verificările au fost efectuate pentru perioada deținerii de către Ion Țurcan a mai mult funcții de conducere în cadrul MAI, dar și cea de președinte de raion. În urma anchetei, inspectorul de integritate a stabilit pentru anul 2019 că fostul viceministru nu a putut justifica diferența între veniturile sale și averea deținută. ANI a trimis dosarul în instanța de în vederea dispunerii confiscării averii. Dacă actul de constatare va rămâne definitiv, Țurcan riscă să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică timp de 3 ani. Guvernul Republicii Moldova a mai pierdut un proces la CEDO după ce a refuzat să-i plătească unei femei din Grigoriopol indemnizația pentru copii. Autoritățile au motivat că reclamant ar fi beneficiat de astfel de indemnizații din partea administrației nerecunoscute de la Tiraspol. Detalii imediat în Telejurnal. Europarlamentarii Eugen Tomac și Rareș Bogdan dau asigurări că România nu va abandona Republica Moldova în plină criză energetică. Potrivit oficialilor de la București, România va acorda Republicii Moldova cantități importante de pecură și examinează posibilitățile tehnice de aprovizionare cu gaze naturale prin intermediul gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău.
În timpul emisiunii Punctul PS de la TVR Moldova, europarlamentarul Eugen Tomac a menționat că, deși întreaga Europa se confruntă cu problema gazelor naturale, România va ajuta Republica Moldova să depășească această criză, în cazul în care nu se va ajunge la un consens cu concernul rus Gazprom. Toată Europa traversează această criză legată de energie. E o criză care are foarte multe substraturi și foarte multe interese economice și politice, pentru că sunt state, și aici trebuie să o spunem foarte clar, că Rusia a manipulat puternic prețul pieței de gaze, punând o presiune incredibilă pe toate statele care achiziționează gaze din această țară, când într-adevăr s-a consumat foarte mult în perioada pandemiei, când nu am produs, dar am stat toți acasă și am consumat rezerve. Deci toată această presiune care există acum, este evident că e o presiune fără precedent pentru toate statele. Ceea ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova, că în situații limită nu va rămâne singură și că România este dispusă din puținul pe care îl are sau mai mult, să ofere și Republicii Moldova pentru a trece împreună prin această iarnă. Și europarlamentarul Rareș Bogdan a menționat că România examinează mai multe posibilități de a susține Republica Moldova pe timp de criză energetică. Am avut discuții inclusiv la intrarea în studio cu premierul nostru, cu Florin Câțu, de asemenea ieri seară, azi dimineața, la alter seară, cu ministrul energiei Virgil Popescu, ministrul energiei din România, pentru ca România să sprijine în mod direct, datorită unei crize energetice fără precedent la nivel european și a unor negocieri dure pe care se duc cu Republica Moldova din zona estică, să sprijine în cazurile în care lucrurile trenează sau se blochează la furnizarea de gaze, pe gazoductul nou deschis în urmă cu mai puțin de 10 zile de la Iași la Chișinău, Ungheni, să sprijine cu alimentare cu gaze Republica Moldova. Sigur, e o chestiune la care se lucrează, e un grup de lucru din care fac parte oficiale ai statului român, dar și vicepremierul Republicii Moldova, și de asemenea alimentare cu păcura. În urmă cu 2 zile, Comisia pentru Situații Excepționale a instituit stare de alertă în domeniul energetic. Potrivit deciziei, autorităților a început deja utilizarea păcurii pentru producerea energiei electrice și termice. De asemenea, guvernul de la Chișinău a început pregătirea unor măsuri compensatorii pentru consumatorii casnici, industriali și comerciali. În plus, autoritățile spun că sunt în căutarea unor soluții pentru economisirea consumului de gaze naturale și energie electrică. 2 inspectori fiscali din Ungheni sunt cercetați de către procurorii și ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru luare de mită. Ei au fost denunțați de un om de afaceri de la care au pretins 40.000 de lei pentru a trece cu vederea lipsa unor acte contabile de 600.000 de lei, dar și alte documente. Sub controlul procurorilor, banii au fost transmiși, iar inspectorii au fost reținuți în flagrant. În urma perchezițiilor la domiciliul și biroul angajaților Inspectoratului de Stat au fost găsite sume mari de bani. Unul dintre inspectori a fost reținut pentru 72 de ore, iar celălalt este anchetat în stare de libertate. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 10 ani de închisoare. O fată de 14 ani a ajuns la spital după ce a căzut de pe o construcție neterminată din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. La fața locului a intervenit poliția și un echipaj medical. Oamenii legii au stabilit că fata a urcat pe clădirea în construcție împreună cu alți prieteni și ar fi consumat băuturi alcoolice. Minora a căzut în gol într-un moment de neatenție și din cauza rănilor suferite a fost dusă de urgență la spital. Poliția a început o anchetă.
Guvernul Republicii Moldova va achita prejudicii morale de 1000 de euro unei femei din regiunea transnistreană pentru că a refuzat să-i plătească indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copiilor. Motivul invocat de autorități a fost că reclamanta ar fi beneficiat de astfel de indemnizații din partea administrației nerecunoscute de la Tiraspol. După 11 ani de deliberări, CEDO i-a dat dreptate femeii, mama a 4 copii. Totul a început în 2010, după ce Oxana Șutac din Grigoriopol s-a plâns la CEDO pentru că Republica Moldova a refuzat să-i achite indemnizația pentru cei 4 copii, pe motiv că primea deja bani de la administrația de la Tiraspol. Într-un fel, legitimau aceste prestații ca fiind într-adevăr niște prestații din bugetul de stat, ceea ce este evident eronat. Nu putem admite că acest buget al regiunii transnistrene să fie calificat ca un buget național. Este un buget privat a unei regiuni nerecunoscute. Avocatul a contestat refuzul în instanțele de judecată din Republica Moldova și după nou refuz s-a adresat la CEDO. După 11 ani, Oxanei Șutac i s-a făcut dreptate. Ulterior, guvernul de la Chișinău sau prin instituția agentului guvernamental a recunoscut această încălcare. A recunoscut această încălcare și a inițiat o procedură de reglementare amiabilă pentru a nu ajunge la o condamnare a Republicii Moldova la CEDO. Astfel, Republica Moldova urmează să-i plătească femei un prejudiciu moral de 1000 de euro, dar și banii de indemnizație a celor 4 copii. Începând din anul 2004 până în prezent, reprezentanții Promolex au oferit susținere juridică și informațională pentru 2000 de persoane. Acestea s-au adresat la CEDO pentru abuzurile la care au fost supuși în regiunea transnistreană. Republica Moldova, dar și Rusia, urmează să achite victimilor 5 milioane de euro. Potrivit experților, doar Federația Rusă nu și-a onorat obligațiile privind despăgubirile individuale. Deschiderea unei afaceri este întotdeauna o provocare, dar mai ales acum în perioada pandemiei. Datele arată că 60% dintre cetățenii Republicii Moldova care și-au pierdut locurile de muncă din cauza COVID-19 sunt femei. Asta le-a motivat să-și deschidă propria afacere, iar 10 dintre ele, cu domiciliu în stânga Nistrului, au aplicat la proiectul PNUD, dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului. Ele au câștigat granturi în valoare de 10.000 de dolari pentru dezvoltarea afacerilor. Alina Zatâca din Slobozia a decis să se apuce de apicultură. A aplicat la proiectul PNUD și a primit un grant de 10.000 de dolari. Pčelarstvo este moje любимое дело, очень люблю качать мед, помогать папе. И решила создать бизнес-план. Узнала о проекте от Трейд, очень мне понравилось, то есть я решила попробовать свои силы. Мы не хотим останавливаться, чтобы продавать мед только в своем регионе. Я хотела бы, чтобы мы вышли на новый уровень. La concurs au înscris 102 participanți din regiunea transnistreană. Cele mai bune 10 idei de afaceri au fost finanțate cu câte 10.000 de dolari. Я местный предприниматель, занимаюсь изготовлением сыров мягких французских. У нас есть сыры с белой плесенью и есть сыры без белой плесени. По названиям это у нас самые востребованные камамбер с черным трюфелем и реблошон. И они ПП, то есть это правильное питание, они сделаны из хорошего сырья, высококачественного. Я хочу выйти на международный уровень. В течение 5 лет планируем работать дальше с французскими предпринимателями. Pe lângă ajutorul financiar nerambursabil, antreprenorii selectați vor beneficia pe parcursul următorilor 2 ani și de mentorat în afaceri. Sprijinul pentru întreprinderi micro-mici și mijlocii, de fapt, este foarte, foarte important în ceea ce privește recuperarea de pe urma pandemiei de COVID. Fără aceste întreprinderi, dezvoltarea sustenabilă la nivel local ar fi în pericol. Acest proiect, inclusiv aceste granturi pe care le acordăm astăzi acestor femei antreprenoare creative, are ca scop oferirea de oportunități și promovarea egalității. Femeile sunt o forță economică puternică. Prin urmare, antreprenoriatul feminin trebuie încurajat. Ne bucurăm că sunt lansate mai multe companii care sunt conduse de femei și sperăm că cu ajutorul programului ATRADE vom implica mai multe femei de pe malul stâng al Nistrului și vom stabili relații economice de durată.
Anul trecut, 21 de antreprenori de pe ambele maluri ale Nistrului au primit câte 15.000 de dolari în cadrul proiectului pentru dezvoltarea afacerilor. Proiectul AdTrade este implementat de PNUD în perioada 2019-2023 cu asistența financiară a Suediei și Marii Britaniei. Animalele de la grădina zoologică din Zagreb primesc delicatese de sezon. Dovlecii nu sunt doar pentru hrană, ci și pentru decor. Îngrijitorii îi sculptează cu mare artă. Vedem imagini peste câteva momente în telejurnal. 9 pacienți din România infectați cu SARS-CoV-2 au fost transferați în Ungaria aseară și în cursul acestei dimineți. Cei mai mulți au fost aduși în stare gravă de la București. 2 paciente au fost transferate de la Timișoara, însă una dintre ele a făcut stop cardiorespirator pe drum și nu a mai putut fi salvată. La primele ore ale dimineții, 3 pacienți cu coronavirus au fost urcați în ambulanțe de la Spitalul Județean din Timișoara cu destinația Seged. Aceștia fusese aduși de la București cu o aeronavă militară și au stat peste noapte la unitatea de primiri urgențe. Medicii au evaluat și au pregătit pentru drumul spre Ungaria. Alte 2 paciente internate de mai mult timp la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara au plecat încă de aseară spre Debrecen. Una dintre femei a intrat însă în stop cardiorespirator pe drum, iar medicii nu au mai putut să o salveze. Cealaltă a ajuns cu bine în Ungaria. Alți 5 pacienți, 2 femei și 3 bărbați aflați în stare gravă, au fost transferați aseară tot la Debrecen, însă de la Oradea. Mai multe echipe de la UPU Smurd le-au evaluat starea de sănătate chiar pe aeroport, acolo unde ajunseseră cu o aeronavă Hercules de la București. Cu vârste cuprinse între 52 și 72 de ani, toți 5 în stare foarte gravă, intubați, ventilați mecanic, cu un necesar de oxigen foarte ridicat. Au fost admiși în facilitatea medicală de tranzit, reevaluați, reevaluate și refăcute o parte din setările ventilatorii. Parametrii lor ventilatori se pot modifica de la un minut la altul. Ungaria s-a oferit să ajute România și să preia 50 de pacienți. Vor mai fi transferați bolnavi în stare gravă și pentru care nu se găsesc locuri la terapie intensivă în niciunul dintre spitalele din țară. De astăzi intră în vigoare obligativitatea certificatului COVID pentru toți angajații italieni care nu vor mai fi primiți la serviciu dacă nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau dacă nu au fost testați negativ. Transportatorii și angajații din porturi se opun certificatului COVID și avertizează că vor bloca toată Italia. Indiferent unde lucrează, la stat sau la privat, din 15 octombrie, italienii trebuie să prezinte certificatul COVID. Nevaccinații și cei care nu au făcut boala trebuie să se testeze. Angajații care nu au certificat vor fi suspendați și nu-și mai primesc salariul, dar nu pot fi dați afară, ci doar trecuți absenți. Măsura e în vigoare până la sfârșitul anului. Allora, il 15 per me non cambierà nulla in quanto noi siamo, per me e i miei lavoranti, siamo tutti provvisti di Green Pass. Io e i miei dipendenti tutti vaccinati, noi tutti vaccinati, ma per interessi personali, non è per fare politica o cose del genere. Firmele mari s-au pregătit pentru a asigura controlul certificatelor COVID. Sistemul de verificare a fost testat și deja funcționează. Ad una società di vigilanza il controllo agli accessi. Tieni presente che il nostro stabilimento ha più accessi per il numero di persone, i turni sui quali lavorano, per cui il controllo effettuato dalla società di vigilanza per noi è funzionale. Italia e prima țară europeană unde certificatul COVID devine obligatoriu pentru absolut toți angajații, indiferent de sector. Măsura e în vigoare până la sfârșitul anului. Atmosfera e încordată. Transportatorii și angajații din porturi au de gând să blocheze toată Italia. Chiar și presa din peninsulă, La Stampa, de exemplu, atrage atenția că pot să apară crize în aprovizionare și în servicii și că procentul celor care vor opta pentru vaccinare va fi infim, în pofida impunerii certificatului COVID. În prezent, Italia a vaccinat aproape 80% din populația de peste 12 ani.
Fostul președinte american Bill Clinton este spitalizat la Los Angeles din cauza unei infecții care s-a răspândit în sânge. Potrivit purtătorului său de cuvânt, Clinton se simte bine și se reface după un tratament intravenos cu antibiotice. El a precizat că problema de sănătate a fostului lider nu are legătură cu noul coronavirus. Potrivit CNN, septicemia de care suferă Bill Clinton provine de la o infecție a tractului urinar care s-a răspândit în sistemul sangvin. Guvernul de la Londra a anunțat că va emite de urgență vize de lucru temporare pentru 800 de măcelari străini pentru a salva industria cărnii. Autoritățile vor astfel să prevină o nouă sacrificare în masa animalelor, în condițiile în care sute de mii de porci sunt blocați în ferme pentru că nu are cine să-i preia. Potrivit unor estimări oficiale, în fermele din toată Anglia sunt acum în jur de 120.000 de porci care trebuiau să fie deja la procesatori. Fermierii sunt disperați pentru că nu mai au cu ce să-i hrănească și riscă falimentul. Lipsa de măcelar, tranșator și alte categorii de personal din abatoare a forțat guvernul să anunțe o decizie de urgență prin care să aducă muncitori străini. Well, what we're going to do is allow butchers in abattoirs and meat processors dealing with pigs to be able to come in on a temporary basis under the seasonal workers scheme for up to 6 months. De aproape 3 luni, abatoarele din Regatul Unit au putut prelua mai puțin de un sfert din porcii din ferme, situație care a atras sacrificări în masă. Cel puțin 6.000 de porci au fost omorâți și incinerați. It's like pressure we've never had before. Emotionally, it's absolutely draining. Financially, it's crippling. Fermierii cer de săptămâni guvernului să-i ajute și să permită străinilor să vină la muncă. Cei 800 de măcelari pentru care se vor emite vize de urgență ar rezolva problema, dar autoritățile nu au renunțat la cerința ca aceștia să știe să scrie și să vorbească limba engleză, principala doleanță a fermierilor. Și nu doar crescătorii de porci sunt afectați în această criză. Guvernul are în plan să emită vize temporare și pentru 5.000 de șoferi de camion și aproape 6.000 de muncitori pentru fermele de pui. Erupția vulcanului din La Palma este din ce în ce mai intensă. Au fost în jur de 100 de cutremure într-o singură zi, cel mai puternic fiind de 4,5 grade pe Richter. Evacuările continuă pe măsură ce lava avansează spre zonele populate, iar specialiștii spun că fenomenul nu se va încheia prea curând. Alte 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Oamenii privesc neputincioși cum lava le distruge casele, bunurile și locurile de muncă. Imediat după evacuarea zonei, mai multe clădiri și terenul de fotbal au luat foc. Pues estamos en el barrio de la Laguna, que pertenece a los Llanos de Aridane, que está totalmente evacuado. La lava está muy próxima. Es la situación más compleja, tanto en dificultad técnica como en personal, ¿no? Hay gente que está perdiendo todo, hay gente que está pasando mal. Hotelurile au donat toate alimentele rămase, iar voluntarii pregătesc mâncare și o distribuie militarilor, pompierilor, voluntarilor și persoanelor evacuate. Empezamos a cocinar con ellos, empezamos con 200 y ahora vamos por unos 1.400 comidas diarias. Specialiștii susțin că avalanșa de cutremure din ultima perioadă arată o intensificare a erupției vulcanice. La actividad sísmica que hemos tenido durante esta madrugada ha sido bastante intensa, sobre todo de 1 a 4 de la madrugada, con un gran número de eventos, y hemos tenido el mayor de la serie sismovolcánica desde el 11 de septiembre, con una magnitud de 4.5, con intensidades de 2, 3, 4, es decir, ampliamente sentido por la población de toda la isla. Crucea Roșie a anunțat că va începe să le distribuie localnicilor afectați de erupție în jur de 3,3 milioane de euro, bani strânși din donații. În luna noiembrie, reprezentanții Horeca din Spania vor organiza o cursă umanitară, iar fondurile vor fi de asemenea donate locuitorilor din La Palma. În fiecare dimineață, animalele de la grădina zoologică din Zagreb primesc delicatese de sezon, adică dovleci. Nu sunt doar pentru hrana rotonilor, suricatelor, mangustelor sau păsărilor emu, ci și de decor. Pentru că îngrijitorii îi sculptează cu mare artă. Iată imaginile.
Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Vadim Cheptanaru și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!